Cei care își doresc să pătragă Revelionul în piața prefecturii alături de aleșii locali vor fi întâmpinați cu multe surprize. La miezul nopții vor avea parte de un spectacol de lumină mai pomenit. Acesta va dura aproximativ 15 minute și va fi oferită către o firmă specializată în domeniu. Pentru ca în noaptea dintre ani cerul să fie brăzdat de lumini colorate, primăria municipiului Târgu Jiu a șubrezit bugetul local cu 7500 de lei. Ca în fiecare an, primăria Târgu Jiu se ocupă de organizarea, haideți să spunem, nopții de Revelion din piața prefecturii și din parcul central, mă refer aici la căsătoriile de la Poarta Sărutului. O să avem un joc de artificii, cam fiecare an, o să dureze între 12 și 15 minute. Avem o firmă specializată în domeniu care face astfel de trageri cu artificii. Sunt toate clasele de artificii, de la clasa 1 până la clasa 4. La ora 12 noapte, punct, după numărătoarea inversă, se vor lansa. În rest, așteptăm oamenii în piața prefecturii. Vom avea și un pic de muzică, totul se va desfășura pe un fond muzical. Avem și un moderator, ca să spun așa, care să antreneze un pic populație. Nici autoritățile nu știu cu certitudine ce sumă s-a cheltuit pentru organizarea acestui eveniment. Cert este că s-au cumpărat 10 de sticle de șampanie. A fost angajat chiar și un entertainer care să întrețină atmosfera noaptea dintre ani.